Peter Imre, fostul director general de la Adevărul Holding, s-a stins din viață. Afaceristul a decedat la vârsta de 60 de ani într-o clinică din București după o luptă lungă cu cancerul. Imre a fost unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din țară și o prezență constantă în lumea mondenă. A fost căsătorit cu fica fostului ministru de externe Teodor Meleșcanu. Născut în Zalău, județul Sălaj, afaceristul a fost diagnosticat cu o boală necruțătoare când avea 19 ani, însă atunci a reușit să învingă cancerul.